Da, ștergem tabla iute. Să vedem cum arată și chestiile. Mulțim, nu? Da. Aici am avut chestiuni tare de tot cu divizibilitatea. Le-am învățat. Da. Și mi-e ușor și dau test din ele. Miercuri. Dai test din ele? Da. Dar ne mai întâlnim. Ne mai întâlnim. Mas, nu? Ne întâlnim de nou. Adică am și luni matematica și a spus că mai facem exerciții, să nu ne ia chiar din prima săptămână. Deci mai faceți un pic de antrenament, cum să zic. Și dăm miercuri și miercuri avem două ore, am după azi. Alta aproape. Da. Te rog, la mulțime. Da. Fie mulțimile. Da. A egal cu 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. De la 1 la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. B egal cu 5, 6, 7, 8 și 9. De la 5 la 1. B egal cu 5. 5, 6, 7, 8 și 9. Da. Iar C egal cu 1, 2, 3, 7 și 12. C egal cu 1. 1, 2, 3, 7 și 12. Corect. H mic. A intersectat cu B, intersectat cu C. Deci A intersectat cu B, intersectat cu C. Adică trebuie mai întâi să găsim primele două intersectate. Și sunt tot felul... No! Cristina, te uiți de colo până acolo, dă-ți și comun tuturor. Păi, 5. 5 l-au văzut, Cristina. L-ai văzut pe 5? Aici nu. A, nu. No. 7. 7. 7, 7. Este aici, da? Deci a venit 7 peste tot. Îl subliniem ca să-l vedem, să fie pentru toți prietenii noștri, clar. Păi și atât. Și atât. Gata. Deci intersecție și comun. Bun. Mai departe. A reunit cu... A reunit cu... Și paranteză, deschide paranteză. A reunit cu... Da. B... B intersectat cu C. B intersectat cu C, egal. Mai întâi trebuie să facem B intersectat cu C. Da. B intersectat cu C. Ne uităm la B și la C și căutăm comun. Păi, e 7. 7 și atât. 7 și atât. Egal cu 7. 7. Și acum... La A, scrim pe tot AU și mai punem ce e în plus. Pe 1, 2, 3, deci AU este format din 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exact, 7, așa, și la care mai punem în continuare intersecția, adică pe 7. Mai punem în continuare, dar nu mai zicem, l-am pus odată. Deci atât rămâne. Terminat. Următorul. 5. Se consideră mulțimile. A egal cu 1,2. Fie A egal cu 1,2. Mulțimea formată din elemente 1, 2. B, mulțimea formată din elementele 1, 2 și 5. Da. Iar C din 4 și 6. 4 și 6. Efectuați. Efectuați. În paranteză, A reunit cu B, închide paranteză, intersectă cu C. Deci să efectuăm. În paranteză. Astea nu m-am treabă cu ele, l-am făcut de registrația. Cu A, B și C, astea, da. Nu m-am treabă, numai cu astea acum. Deci să efectuăm ce? Să efectuăm, în paranteză, A reunit cu B, închideți paranteza. Da. Intersectat cu C. Intersectat cu C. Egal cu. Mai întâi trebuie să are unii cu B. Da. Are unii cu B. Îi uităm la așa la B și îi punem elemente la un loc. Asta ți-a vreunul meu. Așa, așa. Păi, 1, 2 și 5. 1, 2 și 5. Deci 1, 2 și 5. Și acum ne uităm la asta și cu C-ul. Și cu C-ul de desubt. C-ul care e 4 și 6, da? 4 și 6 și facem acum intersecția. Adică ce-i comun astea două? Dintre asta și asta, ce comun nu este? Nu-i nimic. Nu-i nimic. Vide. Terminat. Nimic. Da? Nimic.
A reunit cu. Facem A reunit cu. Deci deci o paranteză. B intersectat cu C. B intersectat cu C. Mai întâlnăm B intersectat cu C și vedem care sunt comune. Deci suntem la B și la C și facem intersecția. Și nu sunt nimic. Deci de start este mulțime vidă. Ah, deci asta este mulțime vidă. Poftim, poftim. Deci B reunit intersectat cu C este mulțime vidă. Ne-am uitat la B și la C. Deci ne-am uitat la B și la C și nu au nimic comun, da? Nu. Deci mulțime, mulțime vidă. Așa. Și acum A reunit cu mulțimea vidă. A reunit cu mulțimea vidă. Nu, minciunoasă ce ești tu. Cum? Dacă lui ai mai pui încă. Ce? Rămâne A și care mai pun? La intersecție la asta. A... Da? La reuniune înseamnă ce? Lui A. Lui A care e asta, 1 și 2. Da. Deci o punem pe A. 1 și 2. Mm. Da? Mai punem încă și celelalte elemente. Deci nu mai pun nimic. Deci la reuniune adaugi încă. Da? La intersecție, când căutăm comun, dacă mulțimea vidă cu cineva, adică nimic cu altcineva, nu au nimic în comun. Bine. Așa. 1 și 2. Și ce? Ultimul? Da. La punctul acesta? Da. A diferit de... Când mă prinzi pe mine când greșesc, sunt minciunosule. Da? Tot așa. Noi suntem aici împreună, suntem prieteni, ne sancționăm urgent când găsim, greșim, da? Mă spui, promiți că spui așa, da? Da. Bine. Bine, te rog. A minus B. A deci minus. Facem A minus B. A minus, deschideți o paranteză, da. B. Să spunem. B. B intersectat cu C. Perfect. A minus B intersectat cu C. Mai întâi facem B intersectat cu C. Perfect. Și, o să fie Ștefania să facă acum. B intersectat cu C, că e la lecția asta. Da? Eu ne uităm la B și la C, Ștefania? Da, nu... N-au nimic? N-au nimic. B intersectat cu C, egal cu mulțime? Vidă. Și acum A minus nimic. A minus nimic. Face A? La scădere ne amintim. Tu nu ești la lecția asta, dar ne-am mintit. La scădere ce puneam? Toate elementele de aici care nu sunt aici. Ah, da. Și atunci sunt. Aici este numai A. Da. Mulțimea formată din elementele? 1 și 2. 1 și 2. Pentru că din A cazi pe toate acele care nu sunt în A. Și aici erau mulțimea vidă. Și clar că rămân 1 și 2. Mai departe. Bine, dar avem o problemă. Foarte bine. Din cei 30 de elevi ai unei clase, 20 participă la olimpiada de matematică, iar 16 la olimpiada de română. Știind că fiecare elev participă la cel puțin o olimpiadă, aflați numărul elevilor care participă la ambele olimpiade. Ce se spune, Ștefania? Ce se spune? Mai rar, dar mai rar, mai rar, ca să înțelegi. Mai întâi vreau să... Da, da, la ce ți-ajută? Hai să zicem. La ce ți-ajută ție acum dacă citești la un capul acela? Păi, pun planurile la cap, în capul meu, și după aceea vă explic și dumneavoastră. Până adică ideile. Dar nu crezi că e bine ca să înțelegi și noi? Ba da. În același timp. Din cei 30 de elevi ai unei clase. Deci în clasă erau 30 de elevi. Bun. 20 participă la olimpiada de matematică. Deci din cei 30? 20. Fac o acoladă, zic 20 la matematică. Iar 16 la olimpiada de română. 16 la română. Știi că fiecare elev participă la cel puțin o olimpiadă, aflat, amic. Deci. Știind că toți elevii, toți 30, da, participă la olimpiadă, da, toți la olimpiadă, să aflăm, da, numărul elevilor care participă la ambele olimpiade. Și B... Hai, lasă-mă, lasă-mă aici să vedem ce fac la... Păi dacă... adică fiecare copil... Din cei 30, da? Păi, da, dar din cei 20 poate să participă și la română. Eu te, Cristina, ce spune
Foarte tare. Ia observ că 20 cu 16 fac 30. Da, dar din cei 20 la matematică, poate să participe și cei de la română și adică cei și sunt și ceva comuni. Da. Deci într-una și în alta sunt și... Atenție, sunt comuni. Când depășești numărul, tu ai sesizat foarte bine. Dacă 20 cu 16, dacă ai fost aici 36, da, înseamnă 20 din matematică, eu sunt și 16 sunt cu așa, română. Așa, o făceam în clasa a patra altfel, dar acum trebuie cu mulți. Adică făceam că știam sigur că dacă este numărul depășit de elevi din cei olimpiadele de la română și matematică, știam cu siguranță că din 20 de elevi care participă la olimpiada de matematică sunt și la olimpiada de română și invers. Fă-mă să înțeleg, eu nu înțeleg, ai spus că mă fac să înțeleg, asta e povestea. Ce mă fac eu aici? Cristina, ajută-mă! Hai să figurăm așa. Pe cei de matematică, da? Printr-o mulțime. Avem ai făcut-o în clasă? Da. Și vrei să mă încerci pe mine dacă poți face? Nu știu. Bravo! Bravo! Uite ce faci! Fii atent ce faci, nu numai pe mine mă înceapă, și pe tine, Ștefania. O secundă, lasă ca ai tu. Hai să înțelegi mai aici. Deci, câte sunt aici? 20 elevi cu matematică. Da? 20 sunt la matematică. Atenție, total trebuie să ajungi la 30. Sunt 16 la română. Dar înseamnă că sunt o parte care se duc și la matematică și la română. Adică în concerculeț. Încă un cerculeț, dar să-l pun așa deoparte sau să se intersecteze? Să se intersecteze, sigur că da, cu mulțimea asta. O diagramă lui Von Euler. Da, asta. Deci, printr-o mulțime, aici am pus pe matematică. Deci, hai să-i așurăm așa. Matematică. Așa, asta cu albastru. Și română. Da? Cu română, pe ce cu culoarea asta care o fac acum, da? Ăștia sunt 16. În total, când îi adun pe ăștia, în total trebuie să dea cât se să-mi dea? 30. Ei, există porțiunea asta comună care îți duc și acolo și acolo. Cât sunt? Ca în clipa în care îi punem la un loc să facă 30. 6. Îl împărțim la 2. Pe 30? Că nu sunt în mod egal. Nu sunt în mod egal. Din 30 scădem 6. Din 30 scădem pe 6. De ce îți propui asta? De ce? Că sunt cu 6 mai mult. Sunt cu 6 mai mult. Da. Mult. Adică în total sunt 36, nu? Zici tu. Da? Sunt în total 36 de participanți. Și 36 a putea... Să scădem pe 30 și avem 6 aceia. 6 aceia ce părere ai? Care participă și la matematică și la română. Deci propuneți să pun pe 6 aici, da? Da. Ați fi și matematică și română. 6 spuneți voi. Așa fac. Vă știți că sunt foarte ascultători. Da? 6 elevi sunt comuni. Atunci câți au mai rămas care sunt numai cu matematica? Pur și simplu numai cu matematica. Dacă toți erau... Sunt 43 și 19 cu matematica. Deci aici sunt 20. I-am scăzut pe 6. Și au rămas cât atunci? 14. Deci care sunt numai matematicieni. Și 10? Și 16. 16 care erau la română minus 6. 10. Și acum să vedem dacă ne dă 30. Asta e povestea. Adică îți dă 10 și cu 14 și cu 6, dacă fac 30. Da. Fac. Foarte tare. Da. Foarte tare. Da? Deci atenție cum am gândit. Am aflat surplusul
Adună de pe 16 cu 20 cu 16, fac 36. Față de 30, înseamnă că 6 sunt, care sunt și colo și colo. Talentații, care sunt buni și la matematică și la română. Da? Le-am pus în intersecție. Și acum, ca să văd cât sunt numai de matematică, cât sunt numai de matematică, din toți 20 care participă la matematică, am scăzut pe ăștia 6 și mă dă 14. Din toți cei care participă la română, am scăzut pe, de 16 pe 6, asta, și mă dă 10. Concluzia este că am 14, 10 și 6 în ambele. Da, 14, 10 și 6 în ambele. Așadar, voi spune 14 sunt participanții aici, 10 sunt la română și comuni sunt ăștia care vedem, da? Care sunt cei comuni? Cei 6. Ce întrebare aveam, Cristina? Ce ne întrebau? Numărul elevilor care participă la ambele olimpiade le-am aflat. Deci, este 6. Asta este. Da. Foarte important. Iar vezi până pe următor. Numărul elevilor care participă numai la olimpiada de matematică. Deci ne-am aflat. Și gata. Și totuși ai spus că sunt 20, dar i-au făcut să... Deci, atenție! Deci, faptul că au spus că sunt 20 la matematică și 16 la română... Mai am 8. Mai am 8. Hai să vedem cum ducem vorba. Hai să vedem. Te rog. Scrieți mulțimea divizorilor lui 15. Divizorii lui 15. Aici suntem la noi acasă. Mulțimea tuturor divizorilor lui 15 de 15. Egal cu Ștefania. Putem să descompunem. Sigur că da. Ștefania zice să-l descompunem pe 15. Păi, mi se pare mai ușor. Mai ușor, prin da. 3. Deci prin 3 merge. Prin 15 de 5. Prin 5. 5 în 5 odată. Și gata. Deci, de fapt, tu trebuia să-mi spui la început. Dar mai pus pe mine la chestia asta. 15 egal cu 3 ori 5. Da. Da? 15 egal cu 3 ori 5. Și divizorii sunt? 1, 15. Deci, de... De 15, mulțimea divizorilor 15 sunt 1 și 15. 3 și 5. 3 și 5. Și mulțimea divizorilor. E mulțimea divizorilor. 1, 15, 3 și 5. Da. Calculați. Amic. Da, calculați. Calculați. Amic. Mulțimea numerelor 1, 2, 3. Deci mulțimea. Acolo, da? Numerelor 1, 2, 3, 5, 8. Intersectate cu mulțimea numerelor 0, 2. Deci intersectat cu mulțimea. Numerelor 0, 2, 4, 6 și 8. Da, câte este? Care intersectează astea două? Ce punem în intersecție? Comune. Comune. 2 și atât. 2 îl vedem. Da. Numai pe 2 îl vedem, da? Deci egal mulțimea formată din elementul 2. Mulțimea formată la B. B. Din 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Minus. Scăzut. Da. Cu mulțimea numerelor 1, 3, 5 și 7. Adică 7. Punem tot ce e aici și nu este aici. Da. Atenție, punem tot ce e în prima. Cristina, tot ce este în prima și nu găsim în partea asta. 2, 4 și 6. Deci toate elementele care sunt aici și nu le găsim în partea asta. Ce? Da. 4, 8, mulțimea 4, 8, 10, reunit cu mulțimea 2, 4, 6 și 8. 2, 4, 6 și 8. Adică mulțimele comune și necomune. Pune-le la un loc. Deci egal cu. O lăsăm pe Ștefania. 2. Egal cu mulțimea 2. 4. Da. 6. Da. 8. Da, 2, 4, 2, 4, 6, 8 și 10. 10. Că ai vrut să le pui în ordine, dar știi că nu are importanță ordinea.
trebuie să fii 4, 8, 10 și tu îmi pui dincolo pe cele care nu le-ai mai pus. Da, bun. Mulțimea numerelor formate din 3, 4 și 9. De, da? Da. Mulțimea formate din 3, 4 și 9, da. Reunit cu 5, 6 și 7. Mulțimea 5, 6 și 7. Și apoi reunit cu mulțimea numerelor 1, 2, 3, 5 și 7. 1, 2, 3? 5 și 7. 5 și 7. Deci, 3, 4, 9, 5, 6, 7, deci e unic. 1, 2, 3... Dar de ce le luați în ordine? Da. Vă vine mai ușor? Da. O puneți pe asta mai mare, hai să mergi cu asta. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5... 7... Nu, 6 nu, pentru că nu trebuie să... Îl vede mama aici, vrea mama. Da. Puneți tu 7, lasă-mă așa, 7... Și acum, după ce le-am pus pe toate de aici, da, mă uit să văd ce ar mai fi de la asta care vine. 9. Nu, nu, nu. Așa e 6. Da, 6. 6. Și 9. Și 9 din partea cealaltă. Deci le pun din mulțimea cea mai mare, după care mă adaug ce mai găsesc în cealaltă mulțime. Și nu ne-am pus. Da? Deci 7, 6 și 9. Altceva? 3. Stabilizarea de adevăr a propozițiilor. Amic. 5. Aparține numerele naturale 0, 1 și 2. Deci să stabilim valoarea de adevăr, a? A propozițiilor. Amic. 5. Aparține numerelor 0, 1 și 2. Fals. 5. Aparține mulțimii 0, 1 și 2. Fals. 1 și 2. Fals. Da. Semnul să nu știu. B. B. Din, aparține numerelor formate din 1, 7 și 9. Cine? Din... 1, 7 și 9. Mulțimea formată de 1, 7 și 9. Și eu sunt așa. Da? Un dos pe dreapta. Inclus. Inclus. Să arătăm că asta este inclus. Inclus în... În ce? 1, 6, 7 și 8. Alo? Da, eu sunt? Așa, deci încă o dată? Da, de Genaro. Da, din Napoli, spuneți, da? Da, de Universitatea de Napoli. Așa. Și ne ocupăm de miere, de albine, de cultură. Așa. Dar persoana respectivă, Genaro Biblisco, ne-a zis să sunăm pe voi. Da. Să găsim un număr de Mihai Merck. Da. Mă vedeți, sunt chiar în lecția de matematică. Și să sunați, să sunați mai târziu, pe la... Haideți să spunem mâine, dacă puteți suna mâine, să stăm de vorbă mai pe îndelete. Da? Mâine dimineață, așa, pe la vreo 9. Da, da. Pentru puțin, la revedere. Da. Așa, hai să terminăm lecția. Albinuțile se duce. Da, în Napoli, că la universitate, că vrea să vadă nu știu ce, cum, ce și fac eu acolo. Dar să ne, noi suntem aici concentrați la lecția de matematică. Ce am zis aici să facem? Cu mulțimea formată din numere. 1, 7 și 9, inclusă? 0, 1, 6, 7, 8. 0, 1, 6, 7, 8. Ei, o mulțime inclusă în alta, când toate elementele de aici le văd și aici. Deci așa. Toate elementele de aici le văd și aici. Unul îl văd aici, îl văd. Pe 7 îl văd, îl văd. 9 nu este. Deci o mulțime este inclusă în alta. Adică o mulțime, o găsesc în asta, dacă toate elementele ei sunt și aici. Ca să nu mai lungim, când spune că nu aparține numerelor 4, 7 și 11, ce înseamnă? Cine nu aparține? 3 nu aparține numerelor 4, 7 și 11. 3 nu aparține mulțimii. A, mulțimii. Deci 3 nu aparține
mulțimii numerelor, mulțimii formate din numerele? Din numerele 4, 7 și 11. 4, 7 și 11. Ce părere, e adevărat? 3, nu se găsește aici. Adevărat. Adevărat e afirmația asta. Da. Apoi, de, da, mulțimea formată din numărul 0, da, egal cu numere naturale. Deci, mulțimea formată din elementul 0, da, egal cu? Cu n numere naturale, mulțimea numere naturale, da, minus mulțimea numere naturale. Trebuie așa să spun, egal cu n mare, așa? Da. Minus? Minus, în, adică baraia, diferența. Așa, minus, așa. Așa. Da. Un dublu, diferit de 0. Ne? Steluță. Steluță, da. Ne steluță, adică dacă din tot ne scazi pe ne steluță, rămâne numai 0. Da. E adevărat. Da? Deci asta este adevărat. Deci bine. Mai e ceva? Mai câte adevărat sunt? Câte sunt? Mai am asta, 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 da, asta și asta. Wow. Aici se face. Modelul, 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 modelul. Fie A egal cu mulțimea formată din N mic. Deci fie A egal cu mulțimea formată din N mic, N mic, da, aparține numerelor naturale. Numerelor naturale. Cu proprietatea. Da, da, cu numerele verticale. Nu are importanță. Așa, așa, uneori așa găsesc. N mic plus 1. N plus 1. Mai mic sau egal decât 16. Da, asta o face rapid, Ștefane. Adică toate numerele care... Stabilizau la alea de adevărat propozițiile. Deci... Și acum am. A mic. 9 aparține lui A. Nu, dar s-o găsim pe asta. Hai să o găsim. Trebuie să găsim ce nume să punem aici, încât să fie mai mic decât 16. 0 dacă punem. 0 plus 1 e 1 mai mic decât 16. Da. Deci primul element care îl punem este 0. Apoi. 0, 1. Corect. 0, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spune Ștefanea până la? Cât? Până la 15. 15. Păi da, 15 și cu 1 fac 16. Păi da, e plus 1 acolo. Da? Deci până unde mergem? Până la 15. Corect. Și să aflăm A mic. N aparține lui A. Adevărat. A mic. Și care e prima întrebare? Dacă N aparține lui A. Adevărat. Care N aparține la A? Numărul N. Păi dacă aparține, adică A, N-ul din partea N aparține 0. Dacă aparține... N-ați înțeles. N-am înțeles. Deci, vreau să vă luați ochelare. Aparține lui A. Dacă, adică numerele alea 0, 1, 2, 3, 4 până la 15. Da. Dacă se găsește în el. Și este adevărat. Da, bine. Și apoi A este infinită. Care este... A? Dacă este infinită. Nu e infinită. Fals. E falsă. Are un număr finit. Da? Le numărăm câte sunt. 15, 16 elemente. 1 la a treia. Da. Plus 2 la a treia. Plus 3, dacă aparține lui A. Păi 1 la a treia. E 1. 2 la a treia. 8. Și 3 normal, da. De ce? Păi să fă calcul, suma. Faci suma. 1 plus 8, 9. 9 plus 1, 2, 3, 12. Adevărat. 12 îl găsim, îl găsim acum. Da. Bine. Și mulțimea vidă, da? Dacă mulțimea vidă, inclusă? Nu este inclusă în A. Nu este inclusă în A. Adevărat. Gata. Păi cum? Mulțimea vidă nu e inclusă aici? Mulțimea vidă nu are niciun element. Da. Și cea care nu are niciun element, e tot timpul aici. Adevărat. Da, e adevărată. Da? Continuă. Da.
acasă și ne întâlnim marți, da? Cu întrebările care nu mai sunt, nu sunt clare. Bun. Să le spunem prietenilor noștri că a făcut din nou o lecție frumoasă. Sinteza orii, să o fixăm repede, da? Sinteza. La sinteza orii am avut prima parte, divizibilitatea, nu? Da. Divizibilitate. Ce a fost cel mai frumos aici, Ștefania? Puteri, când am avut și cu... Scria un puteri ca o sumă... Pătrate perfecte, da. Pătrate perfecte. Scria unei puteri ca o sumă de pătrate, de două pătrate perfecte, de două, da? Două, suma unui scrierea unui număr ca o sumă de două pătrate perfecte. Asta a fost cel mai frumos lucru, nu? Da, așa am avut și puteri. Și putere, operație cu putere, nu? Operație. Așa, bun. Latin la mulțimi. Mulțimi. Reuniune, intersecția și... Operație cu mulțimi, nu? Da. Operație cu mulțimi. Cu mulțimi. Cam asta, reuniune, intersecție, diferență, reuniunea, intersecția, probleme. Diferența și probleme. Aflarea de adevărat puteri. Probleme. Da. La revedere, dragilor! Pe curând!